Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti Napoleon de ciocolată. Pentru aceasta, într-un bol spargem un ou, presărăm un praf de sare, adăugăm o lingură de oțet și turnăm 170 ml de apă rece. Amestecăm cu furculița și dăm bolul în frigider. Aparte, amestecăm 400 de grame de făină cernută cu 30 de grame de cacao. Acum trebuie să amestecăm aceste ingrediente uscate cu 250 de grame de unt. Cel mai ușor e să folosim robotul. Dacă nu aveți un robot de bucătărie, puneți untul la congelat, apoi treceți-l prin răzătoarea mare. Acum adăugăm conținutul din bolul pe care l-am pus anterior în frigider. Amestecăm cu furculița, apoi cu mâna până obținem un aluat. Nu-l frământați mult, doar adunați-l. Împărțim aluatul în 12 bucăți egale. Pentru comoditate, folosiți cântarul de bucătărie. Formăm biluțe și le punem pe un platou presărat cu făină. Acoperim cu folie alimentară și le dăm la frigider pentru o oră. Întindem foile de blat direct pe hârtia de copt presărată cu făină. Dăm forma blatului cu ajutorul unui capac sau a unei farfurii. Cu furculița facem câteva găuri, apoi punem blatul într-o tavă și o dăm în cuptor la temperatura de 180 de grade Celsius pentru 7-8 minute. Astfel procedăm cu toate biluțele. Resturile de la blaturi le vom folosi la decor. Pentru cremă avem nevoie de 3 ouă, 170 de grame de zahăr și amestecăm cutelul. Adăugăm 30 de grame de amendon de porumb și o lingură de cacao. Amestecăm bine cutelul până se omogenizează. Acum trebuie să adăugăm 600 de ml de lapte fierbinte și să punem cratița la foc. Amestecăm în continuu la foc mic până se îngroașă crema. Cam așa trebuie să arate crema, acum adăugăm 50 de grame de ciocolată. Crema este gata. O punem într-un bol, o acoperim cu folie alimentară și o lăsăm la răcit.
După ce crema s-a răcit complet, într-un bol punem 350 de ml de frișcă lichidă și o lingură de zahăr pudră. Mixăm până se îngroașă. Treptat incorporăm crema de ciocolată, doar cu o condiție că acestea două au aceeași temperatură. Deci vă sugerez mai întâi să puneți crema puțin la frigider. Crema este gata, rămâne să asamblăm tortul. Peste ultima foaie punem o greutate timp de o oră. Ungem exteriorul tortului cu cremă și decorăm cu rămășițe de blat mărunțite. Lăsăm tortul pe masă timp de o oră, după care îl dăm în frigider peste noapte. Tortul este gata, serviți-l cu plăcere! Poftă bună!